Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seara asta de modatul de fapt, pentru că sunt doar unul singur și pentru că sunt un modat. Și de aceasta s-a butonul de like pentru că mă ajută pe mine să știu că mai vreți din seria asta. Și abia am intrat pe mapă și am realizat că am probleme cu mâncarea. În caz că vă întrebați cum ăsta e primul episod și tu ai atât de multe iteme, cum se poate așa ceva? Păi m-am jucat 8 ore. 10 ore. Ok. M-am mișcat mult, n-am mai ținut live-ul de ieri pentru că nu am mai putut, nu știu, nu mai aveam chef, nu mai știam nimic, așa am vrut să tot mă documentez, deci pentru tot ce e aici, aproape tot. M-am uitat la o groază de tutoriale. Mersi, Sami. Nu știu, la Sami m-am uitat, e modul lui, la el m-am uitat, ok? Bun. Hai să vedem. Avem un set, hai să zicem și noi cu o armură, avem slime boots, ăștia care bam, nu le luăm full damage decât dacă apăs shift-ul ca nebunul. Avem o armură de platină și acest chestplate are și jetpack pentru că am făcut un jetpack care să-l pun pe armură frumos, elegant cât de cât. Pantaloni și ăsta e setul și ăsta e setul nou, ăsta l-am făcut aseară, după ce când l-am făcut pe ăsta am terminat ce am ieșit. Sabia asta, vă rog la final, pentru că are o groază de damage. Cobalt, X. Voi uitați, cei care vă pricepe știți, uitați asta, pickaxe de ăsta, topor de cobalt. Hammer, tot din cobalt. Pickaxe, tot din cobalt. Lopată, tot din cobalt. Excavator, care e tot o lopată, ceva, tot din cobalt. Și sabia asta, care are 35 punct, 36 damage. Deci e GG sabia asta. Cred că o să-mi iau excavatorul ăsta și atâta. Și să mă să iau mâncare. N-am mâncare. O să vă prezint imediat ce mai am eu pe aici. Am fost și acolo, că altfel nu putem să fac slime boots-ii ăștia. Uite, aici și cred că dacă o să reușesc astăzi să fac live stream, o să mergem să facem niște, ne apucăm să facem niște ferme pentru mâncare și chestii de genul, pentru că nu avem mâncare destulă. Calul ăsta nu, că ăsta nu dă mâncare. Mă, nene, văcuțe, nu mai sunt pe aici. Ce, o oaie? Da, asta e o oaie neagră. De oi pe aici. Bă, da, animale pe aici. Știu că pe acolo sunt niște vaci, deci o să mergem în direcția aia. Deși de asta de XP. O să ne enchantăm probabil și armura episodul ăsta. Dar o să mai trebuiască ceva experiență. Așa, uite aici încă un porc. Dacă le mai dau și criticale, deja e prea mult. Stai să se pun la prăjit. O să vă arăt imediat ce fac rost și de mâncare, ce avem noi pe aici. Bun, cred că o să ajungă mâncarea asta. Hai să vă prezint ce avem noi pe aici. Astea multe așa, sunt niște solar panel-uri, mi se pare că sunt de tier 1 toate. Hai, că nu-l văd. Da, toate sunt de tier 1. Ăsta este un miner de tier 4, am zis că-l fac de tier 4 și ăsta ne minerează minereuri. Opa, nu. O groază de minereuri. Și ăsta este, în fapt că știți din livestream, l-am făcut în livestream. Da. Așa se schimbă. Ați auzit un câine. Aici e ferma mea de sugar cane pentru că a trebuit să-mi fac și un enchanting pentru că trebuie să am nevoie de un pickaxe. Aici am pus astea rubber așa, dar nu mai știu dacă merge să crească așa sau doar nu. Cred că o să plantez din nou copaci de rubber, să-i plantez, doar să-i chelez de frunze. Cum o să mergem jos. Unde e minunăția noastră? Tu mi s-a mutat câinele.
Aici e minăția tuturor itemelor, bă, cuțu. A, da, mergeți să faci armură pe animale, deci vă dați seama. Uitați cât de șmec, cât de frumos e cățelul ăsta. Cuțu. Așa. Pe jos am folosit un pic de chisel, pentru că nu mă pricepeam și am văzut mi-au rămas blocurile astea așa. Și pur și simplu le-am pus așa pe jos, abanam. Ăsta este crafting terminal, probabil știți. Poți să stochezi tot ce înseamnă iteme în el și să... Chiar să stochezi tot. Pielea lăsăm. Hai să ne punem la făcut în ăsta. Opa, avem aici 18 diamante. Ăsta dacă se încinge, cât e aici mai mult, cu atâta se face mai greu. Vezi că acum se face extrem de greu. Și dacă vă întrebați ce se aude, sunt generatoarele care sunt pe cărbun. O să ne ocupăm și de ceva care... Of, conferă pentru industrial ceva mai puțină, mai puțin zgomot, pentru că astea mă stresează pe creier toate. Și este dacă mai avem pe aici, astea mai au XP în ele, nu cred. Maceratorul și compresorul, ăsta e un box ca să-mi încarc și eu, ăsta hai să-l încarc. Să știu că l-am full. Așa. Aici e enchanting zone-ul, unde o să ne facem și armura asta la un moment dat. Cred că mai durează ceva, urmă, să luăm astăzi ca să mâncăm, să avem ce să mâncăm. Așa, și hai să punem diamantele aici. Bun! Bun, bun, bun. Ce vreau să fac, să fac o fermă de Enderman, asta o să trească să mergem în End. Da, știu că de la un Enderman face rost. Din dungeon, din astea care nu știu ce paia mea sunt. Da, foarte mult, mi s-a încărcat asta, da. Așa, asta se încarcă la loc, pentru că pam pam. Uite, vedeți cum a crescut, deja începe să se facă foarte, foarte repede. Și da, mă zic, o să pun rezerva alea acolo. Hai, fă-te și tu. Gata. Bun. Altceva, am mai făcut un miner din ăla, dar data asta l-am făcut în Nether, pentru că, nu știu, am zis că poate o să am nevoie și acolo de un miner și chestii de genul. Da, știu, sau acum s-a blocat un pic, cred. O secundă cât țin. Gata. Așa, deci am făcut un miner și aici în Nether. Ca să strâng și aici materiale și chestii. Eu mă așteptam inițial, pentru că am că dacă îl pun în Nether o să-mi strângă materiale din Nether, adică de tip quartz și chestia, adică doar quartz și ce are Nether-ul. Și aici, ca să-i confer energie, am folosit un lava generator. Pentru că, da, și am făcut aici multe tankuri de lavă pe care astea le știu din Tech It. Am folosit niște fluid de-astea, Ender Fluid Conduit, pe care l-am făcut și doar din asta se duce în bateria asta care mai departe conferă la asta. Știți, pe aici e ieșirea. Și o să zic că fac și un arc ceva la un moment dat. Ce să stea prospect, nu știu, nu am nevoie. Quartz. Nu am explorat foarte mult în Nether, dar o să iasă să ne plimbăm și prin Nether pentru a face rost de ăla. Pentru poțiune, adică trebuie să ne apucăm să facem totul foarte, foarte fain aici în Nether, pentru că da, trebuie. Țin sabia asta care e gigantică. Uite și gestul ăla. O să-i o dau. Man, nu mă nimerești. Aia e bine, te duci în lavă, adică mai departe, nu te puteai duce. Nu faceți griji că m-am dus așa de departe, nu contează, pentru că pot să-mi dau teleport la checkpoint. Deci nu mă încurcă. Singura problemă este că tot generează chunk-uri și o să fie puțin lag pe filmare. Ceea ce nu
îmi place. Uite, acolo niște de-alea, uite, blazuri. Vreau poate un ceva de la, cum se zic, dungeon, nu dungeon. Știu că face foarte mult zgomot jetpack-ul ăsta. Doar că am vrut să fac Angel Ring, doar că nu prea știu să-l fi dau energie sau putere, deci dacă știți voi, vă rog să-mi scrieți un comentariu. Ce dracu caut o găină în Nether? Pe asta cred că cu punct. Bune. Ce-i asta? Nether Infernum orice, nu? A, de astea, nu. Așa. Nu știam ce sunt. Ce vrei, frate? Nu știam ce sunt. Asta e. Altceva pe aici. Avem cobalt care e foarte, foarte bun. Hai, diamante. Trebuie să fie diamante. Nu, prospeti. Mai greu de spart. Nu văd niciun dungeon sau... Uite un dungeon, nu știam că nu văd niciun dungeon și uite că l-am găsit. O să vreau să fac, să găsesc, să fac un, iau un spawner de blazuri. Pentru că faci o fermă de blazuri. Care e foarte ușor să o faci în overworld, din câte mi-aduc eu aminte. De mai de mult. Uite acolo multe, multe, multe blazuri. Oh, uite aici așa. Dacă îi dau un hit, moare. Da. Nici n-are cum să-i dau. Pă, bune, vă dau două hituri, dar dracii. Opa. Astea chiar nu știu ce sunt. De-astea o să am nevoie mult. Pentru... Și parcă zicea că dacă țin... Opa, nu. Dacă țin ăsta... Nu mai știu cum era. Mă, ce te bași, mă, tu, în seamă? Așa, uite și spawner-ul. Au, ce mi-a dat-o, opa. Mamă, dar chiar armura asta e foarte bună, nu... Dar nu am... torțe, mă, chiar nu am torțe. Nu am torțe. Fac, vreau să pun repede aici un waypoint. B. Să pun fortress și îl facem cu albastru. Nether save. Bun. Mi l-a pus. Și acasă știu că aici este ăsta. Dacă vă întrebați cum fac să sar așa din cauza slambuților, mă ajută. Vreau să găsesc niște Nether Wart, da. Foarte, foarte rapid. Dar nu cred că îl găsesc, fiat că nu îl găsesc. Hai mă! Acolo e de ăla. A, uite, cobalt. Nu mă așteptam să-l găsesc așa unul lângă altul. Wow, chiar am găsit așa unul lângă altul. Încolo nu mai e nimica. Asta știu că nu-i diamant. Pe aici, mă, nu găsesc și eu... Uite-l. Auci, mamă... Trebuia să fac eu de-asta. Nu se putea să nu. Ha, mă, mai ar mult, chiar așa. Așa mult mă ții cu arsura. Bun. Ce dracu ăsta? Basalt. Nu v-am nevoie. Vă să văd dacă găsesc... Găsesc și eu ceva mai... folositor, mă. Afară de astea. Că nu găsesc. Mă,
mă, super pe mine, mă. Unde ești, mă? Care mai ești de dai? Ei, ia uite, mă. Am văzut și un cufăr, sunt curios ce îmi dă. A, bine, că mai lovi și tu. Ia uite-l, mă. Al dracu schelete. Uite un Enderman în Nether. De Enderpearl o să avem nevoie. Cât îmi place jetpack-ul ăsta, că pot să... Nu e ca un... de la... Este un Angel Ring care chiar pot să zbor ca pe creative. Care puțin mai folositor, sincer să fiu, dar nu știu să-i dau, să-i dau putere. Un diamant, redstone, chestii. Așa. Normal, iteme din moduri. Oh, uite încă unul. Potion hand. Asta chiar nu știu ce e. Aș vrea să găsesc un de la pe care pot să mut. Că ăla chiar m-aș ajuta foarte, foarte mult. Dar să văd dacă pot să craftez unul. Decât să stau să-l găsesc. Bă, pot să l-am luat? Am luat. Cel mai probabil l-am luat. Bă, și atât de cald. Nu vine să cred. Opa, hai să nu spargem pe ăsta. Te-am mai văzut un cufăr. Aia, uite-l, mă. Bum. Deci sabia asta e incredibil, dau un hit, un hit la ăștia, sunt curios cât de repede bat un Wither. Câte capete am? Am deja două capete de Wither. What? Capturate? Hand, illumination hand? Astea știu că sunt foarte bune. Ok. Deci episodul ăsta l-am petrecut în Nether, eu vreau să fac ferme și chestii în Nether, dar... În Nether, în... Ăsta, mă, Moving Hand. Doamne, l-am găsit, nu vine să cred. Ăsta nu cred că am nevoie, dar hai să-mi bag iteme de-astea în... Astea nu știu, deci ce îndure, ce alte chiar habar n-am ce fac. Dacă știți voi, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Pentru că eu habar n-am. Dar ăsta e foarte bun. Uite. Așa, l-am luat. Și asta poți să faci cu aproape orice item. Mai puțin cu bedrock-ul. Cu bedrock-ul nu poți să faci chestia asta. Ar fi fost prea OP, mi se pare, dacă ai putea să faci chestia aia. E șmecheră. Vine eu după tine. Na, mă. Șmechere. Ce vreau? Vreau să ajung la spawner. Acolo e spawnerul. Că vreau să-l iau cu mine. Mamă. Nene, ce m-a luat. M-am unecat. M-am unecat cu salivă. Bă, dar-s prost. Și cred că o să luăm spawnerul și plecăm. Și... Opa, l-am luat. Fugi, tată. Așa. You talk monster spawner. Respect. Mam. Bun. Acum vreau să dau J. Waypoint. Tunel teleport. Rapid, rapid de tot. Opa, am fost un pic laggy. Și ne-am întors la tunel unde avem aici ăsta. Deci nu vine să cred că am luat ăsta. Ăsta e extrem de bun și chiar... Eram curios dacă pot să-l craftez. Bă, tu nu sta, bă, dar de fapt nu. Asta minează, nu? Aș putea să iau și itemele de aici din Nether ca să-l... dar nu, o să iau doar astea. Ce mai e bun? Draconimiu, ăsta. Platinum. Ăsta chiar nu știu ce fac cu el. Și Iron dacă avem pe aici, să vedem. Black Quartz și ăsta e bun, Iron. Da, cam atât am luat. Ăsta deocamdată funcționează perfect, nu cred că are probleme. Crește? Nu, scade, de ce scade? Asta nu mai face? Asta e pe 0. Dar ar trebui să facă.
Mă, ceva nu-i bine. Aș putea să fac o chestie. Output să fie 1000. Și da, acum ar trebui să crească mai mult. O să scadă. Oricum. Store. Bă, aici mai sunt, deci nu am treaba, hai să ne întoarcem. N-a funcționat până acum, o să funcționeze și după. Bă, noi ne-am întors. Iată, eu trebuie să tac pentru că laggy. Ne-am întors aici în Overworld. Episodul următor sau chiar în livestream o să ne apucăm să facem asta, să zic, spawnerul de blazuri, tot așa automat și chestii. Dacă v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați butonul de like, pentru că chiar mă ajută foarte, foarte mult. Deci acolo. Și noi ne auzim ori la livestream-ul din seara asta, nu știu dacă o să-l fac, dacă îl fac bine, dacă nu-l fac, iarăși bine. Ne vedem data viitoare, ceau, bă, pa!